Se pare că pentru acest sezon designerii au ales pentru bărbați ținute din ce în ce mai excentrice, care se-i scoată în evidență atât prin culorile alese, dar și prin materialele propuse. Vorbim de culori, dar și de forme îndrăznețe. Înainte de trenduri, să vorbim despre ținutele de sărbătoare, că doar petrecerea de sfârșit de an se apropie. Este o ținută business, office, chiar putem să spunem, formată dintr-un costum, tor de sezon, o cămașă mai veselă, bineînțeles, și cravată asortată, dacă se poate. Ultima ținută ar fi o ținută mai specială, chiar pentru seara de revelion, aș putea să spun, formată dintr-un smoking, cămașă de ceremonie, bineînțeles, și inevitabil papion. Ținuta de revelion trebuie să fie una specială, indiferent de locație. În funcție de locul în care mergi, ai de ales între mai multe stiluri. Avem două ținute smart casual, da? Acestea pot fi folosite business, atât business cât și de zi. Sunt formate din piese de sezon, bineînțeles, pullover, chiar maletă. Avem aici o lână foarte, foarte bună calitativ. Vestă, la fel, tot material de sezon. Lână 100%, materialele pe care le recomand, mai ales pentru sezonul acesta. Combinația cardigan, cravată și cămașă nu dă greș niciodată. Încearcă să o porți cel puțin în două articole cu imprimeuri. Atenție la pullover! Ai o gamă variată și îți sugerăm să le eviți pe cele cu fermoar de sus până jos. Și dacă tot vorbim despre anul care vine, designerii au îndrăznit să lase deoparte culorile tradiționale, specifice pieselor clasice, și vin cu propuneri îndrăznețe pentru 2016. Pentru sezonul de primăvară-vară avem o ținută mai colorată. În general, culorile sunt la modă pentru sezonul de primăvară. Foarte multe modele, foarte multe culori, materiale de cele mai bune calitate, bumbacul, bineînțeles, blu marin, bordeaux, albastru, verde chiar, sunt culorile preferate ale anului viitor. Cel mai important este să te simți bine în propria piele. Indiferent de ce haine ai purta, trebuie să transmiți o stare de confort și relaxare.